Așadar, stimați telespectatori, povestim acum despre un eveniment cultural devenit deja o tradiție, cel puțin pentru Chișinău. Vorbim despre zilele filmului românesc. În acest an, evenimentul a avut așa o călătorie și un traseu foarte frumos prin mai multe localități din Republica Moldova, iar în acest weekend, respectiv astăzi, sâmbătă și mâine, duminică, zilele filmului românesc se desfășoară și la Soroca. Mai multe despre programul evenimentului discutăm cu următorul nostru invitat. Este vorba despre domnul Dumitru Grosei, regizor, președintele Asociației Obștești Alternative Cinema. Bună seara, domnule Grosei! Bună seara! Înainte de a vă întreba despre ce se întâmplă astăzi și mâine la Soroca, vă rog să ne spuneți cum a fost până acum prin localitățile din Republica Moldova în care s-a desfășurat acest eveniment. A fost bine. Am început cu Nisporeni. Deja noi suntem la două ediții la Nisporeni și la Călăraș și la Cahul. Că în 2019 am mai fost în astea trei orașe. Și la Nisporeni, chiar dacă a fost și pandemia asta, dar au fost mai mulți spectatori decât în 2019 și mai mulți decât ne-am așteptat noi să vină, în special la ultimul film al lui Andrei Huțuleac. Și ne-am bucurat că a fost o frecvență așa de bună. După asta și și-au arătat interesul chiar și primarul, domnul Grigore Robu, ca să continuăm, și directorul Casei Naționale, doamna Eugenia, și așa mai departe. Și la Călăraș la fel a fost a doua ediție, am fost așteptați acolo, avem prieteni, domnul Dumitru, președintele sau cum se numește, șeful direcției pe cultură a raionului Nisporeni, și ne-a așteptat, el a fost și implicat și în producția filmului Călăraș, Țunta Poarta Raiului, și așa mai departe. Deci suntem, ne-am prietenit cumva acolo, în Călăraș avem prieteni, a fost bine. Și la Bălț a fost foarte bine, am avut o surpriză. Bălț e un oraș foarte frumos, au o pietonală așa foarte lungă și atmosfera a fost frumoasă și afară era cald. Și am petrecut două zile frumoase acolo, au venit spectatorii, deja probabil că la anul o să merge mai multe zile. Pentru că am văzut că este interes și e un oraș universitar, un oraș cu teatru, cu tradiții culturale și altfel au fost discuțiile decât de pildă la Nisporeni sau la Călăraș. La Nisporeni și la Călăraș nu prea au fost discuții după film, decât așa cu grupulețe mici, n-a fost o discuție așa cu toată sala, iar acolo lumea a rămas după și am discutat. Chiar la ultimul film nu se mai dădeau duș de acolo, ne-au forțat ăștia tehnicienii să plecăm. Și ei mergeam pe pietonale și stăteau grupulețe încă și mai discutau între ei. Și a fost interesant. Și la Cahul la fel, am avut onoarea să fim, să avem oaspeți pe doi consuli ai României de la Cahul. Știi că acolo este consulatul general, n-a fost consul general, dar au fost doi consuli. Au venit la filme cu familiile, chiar s-au uitat, au frecventat, i-am invitat și au spus și vreo câteva cuvinte, a fost frumos. Directorul teatrului de acolo, domnul Gheorghe Mândru, ne-a primit foarte bine. Între filme, duminică a făcut o masă acolo, au un fel de galerii subterane, un fel de beciuri așa sub teatru ăla, cu must, cu plăcinte, cu asta. Ne-am întreținut acolo cu consulii ăștia a României. A fost interesant și artiști, actori de pe acolo, de locali. Chiar a fost așa o deschidere, au fost discuții iarăși foarte interesante despre filmele astea. Iertați-mă, da. Domnul Dumitru, vreau să vă întreb, care dintre cele trei filme a fost mai discutat, mai cu priză la public? Cel mai discutat a fost filmul lui Andrei Huțuleac. Dar și filmul lui Lucian Bratu, ăsta din 1966, un film cu o fată fermecătoare, a fost și el, mai ales la Cahul. Acolo au fost cei mai mulți au fost la acest film și a plăcut foarte mult. De pildă, la unii la Cahul nu le-a plăcut filmul Huțuleac, pentru că un pic mai e așa, nu știu de ce. Dar la Nisporeni, la Călăraș și la Bălț, ăsta a fost primul loc al Huțuleac și al doilea a fost ăsta vechi, din 1966, și al treilea lui Marian Crișan, Berlinero. Nu știu de ce, poate pentru că e cu politică, cu asta, și lumea deja e sătulă de politică, de toate astea. În acest weekend, astăzi și mâine, la Soroca, da, vor fi difuzate aceleași filme? Da, același program. Ne așteptăm să fie și aici, la Soroca, tot foarte
interesant. La Palatul Culturii. De Cultură. Da. Astăzi începând cu ora 17. Și duminică, nu, cu ora 18, îmi cer scuze, duminică, fiindcă sunt două filme, este, primul este un film cu o fată fermecătoare, este la orele 17, după aia la orele 20 o să fie filmul lui Huțuleac, deci închidem la fel la același program. Sperăm că o să fie reacții, cel puțin, mă rog, ca la Călălaș sau la Înspărinic, pentru că, deși Soroca este un oraș mai mare, să spunem așa, chiar un oraș din mai de mult are statutul de oraș din perioada sovietică. Pe când Călărașul și astea erau doar centri raionale și erau, se numeau orășele sau cum orășele ceva așa, un fel de sate, ca un fel de sate așa, cu tip orășenie sau ceva de gen. Așa. Localități așa de tip orășenesc, dar acum au căpătat statut de oraș, însă nu prea se ridică la nivelul, adică să mă refer la toate infrastructura și așa mai departe. Pe când Bălțu, Cahulu, chiar și Soroca sunt oraș în toată firea. Apropo de Călăraș, dumneavoastră cu acest film, Călărașul ținut la poarta raiului, ați reușit să cuceriți practic o lume întreagă, putem să spunem acest lucru. Da, recent ați mai luat un premiu pentru, pentru acest film. Două. De când nu ne-am mai văzut. De când nu ne-am mai văzut două, dar ultimul ăsta pentru festivalul din Mexic mi s-a părut, parcă pare cel mai așa mai impunător, pentru că e premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj din Europa. Da, vezi că festivalul ăsta, deci primul a fost tot pe continentul american, la New York, cel mai bun film documentar la categoria asta, acolo era și ficțiune. Dar acest festival este un festival dedicat filmilor care studiază, adică au ca obiect antropologia, etnografia sau, și în speță, studiul culturilor indigene, aborigeni și așa mai departe, și din toată lumea, și fiindcă din toate filmele care au fost din Europa acolo, filmul nostru a fost considerat cel mai bun film din categoria film european, pentru că avea o categoria Asia, Europa, pe continente, așa eram secțiunile împărțite, și lungmetraj, scurtmetraj, fiindcă filmul nostru are 52 de minute, pe continentul american de la 40 de minute se consideră lungmetraj, da, și al nostru nimerește în, cum ai zice, în Europa e de la 60, de la 1 la 59 este considerat scurtmetraj sau mediumetraj, dar acolo un pic e diferit. Domnule Grosei, felicitări! Da, mulțumesc! Și pentru aceste premii, dar mai cu seamă pentru ce reușiți să faceți în cadrul zilelor filmului românesc, pentru că filmul românesc, iată așa, poate să ajungă în toate colțurile țării, și la nord, și la sud, și în centru. Da. Și Doamne ajută ca anii viitori și în edițiile următoare să ajungeți și cu mai multe filme și cu mai multe proiecte. O să încercăm, da. Mulțumim tare mult! Da, cel puțin așa am avut promisiunile de la oamenii care au participat, de la București, șefii departamentelor care au în custodie asemenea evenimente și proiecte. Da. Mulțumim tare mult pentru prezență. Plăcere.